Bun, salutare lume și bine v-am regăsit la al doilea episod din seria noastră de Far Cry Primal, cum am scris acolo și în thumbnail, Alva Primal, ceva de genul am scris? Nu știu exact, dar am găsit eu un nume bun și la asta. Nu știu dacă v-am mai amintit unde am rămas. Oricum, am postat primul clip, am văzut că v-a plăcut foarte mult. Ok, o să dau skip la chestia asta. Am văzut că v-a plăcut foarte mult primul episod, sunt foarte fericit și bucuros că v-a plăcut. Chiar apreciez toată susținerea și tot suportul de la primul clip. Apreciez foarte mult când se strâng like-uri, am văzut că au fost vreo 300, nu știu exact câte like-uri. Dar îmi place foarte mult că vreți și voi să filmăm în continuare seria asta exact cum vreau și eu. Deci o să continuăm cu episoade, nu știu când, cred că zilnice, voi încerca câte un episod pe zi. Pentru că puțin m-am săturat de toate jocurile astea mainstream, Minecraft, CSGO, League of Legends. Și vreau să iau pauză și să mă recreez jucându-mă altceva. Deci o să ne jucăm Far Cry Primal. Nu știu dacă vom mai juca și altceva pe o perioadă de timp, până ce, până cel puțin până terminăm jocul ăsta. Nu știu, n-am habar, vedem. Dar hai să jucăm acum. Jocul ăsta e mirobolant, credeți-mă, e genial. Eu îl joc și îmi place, adică îl joc cu voi. Bun, deci îl avem pe tipul ăsta. Nu știu dacă vă mai amintiți, am făcut chestia aia cu vulpea, plus că am schimbat și programul de filmat, deci o să fie calitatea mult mai mare acum. Bun, deci nu știu, mă pune să mă duc. Kill the invaders and save the captured Wenja. Ok, este să omor niște invadatori. Asta fiindcă ies din peșteră cel mai probabil. Hai să vedem exact, să ne ducem să omorâm niște invadatori. Ok, dar unde sunt invadatori ăștia? Asta e întrebarea mea. You can now press Z. Ok, asta e ok. Bine de știut. Ok, hai să facem asta. Asta e puterea nouă pe care am luat-o. De când am îmblânzit, ca să zic așa eu, acest vultur. Ok, dar întrebarea mea e ce ar trebui eu să fac cu asta, cu bufnița. Cred că pot să o trimit înapoi, că absolut chiar n-am nevoie. Adică pot să mă uit prin jur, de fapt, cam asta și trebuie să fac, să mă uit prin jur după invadatorii care îi țin pe Wenja captivi, capturați, era să zic. Da, deci vedeți și voi, nu găsesc. Hai să mergem în sus, poate e pe undeva pe sus. Încoace, credeți? Bă, n-am habar. Adică... Ok, bun, deci... Suntem într-un loc foarte frumos. Ia pe hartă. Asta e șamanul. Your village, you can fast travel to your location. Ok, ăla e village-ul meu, deci avem un village, interesant. Dar aici cred că trebuie să mă duc. Help Wenja escort. Deci trebuie să coborăm, hai să mergem acolo, să vedem cum putem să escortăm acești Wenja. Deci acești Wenja care sunt practic din tribul nostru. A, dar stai, nu știu dacă am grappling hook de la că am văzut, ați văzut. Adică am văzut acolo cu bufnița un grep, un de la de unde m-aș putea atârna. Ce face asta? Take Alder Wood. Ia niște wood de ăsta, că e bun mereu. E bine mereu să ai. Ia și chestia asta, nu știu ce face. Ok, mă tem că va trebui să coborâm. Pe aici nicio șansă. Deci mă tem că va trebui să coborâm în modul stilul vechi. Stilul vechi, va trebui să luăm să coborâm muntele pe vale. Ceea ce... Cred că Wenja aia am auzit. Da, deci va trebui să coborăm muntele pe vale, ceea ce e destul de nașpa pentru că dacă vă amintiți, uite să culegem și noi asta roșie, dacă vă amintiți, am dat de urși data trecută și de lupi și de alte chestii pe aici. Ce urât faci? Da, mort în jodă, fraier, ok. Ai murit și tu? Da. Bun, bun, bun. Aveți ceva la voi? Tot au ceva căști, dar nu-mi dau seama ce. Vreau să-mi iau săgețile. Ah, le-am luat. Bun. S-au dat animale și... Nu știu acum cum auziți voi, nu știu care este sonorul. Din câte am văzut, se aude destul de ok și m-au auzit eu... La 20% am dat sonorul jocului și 80% sonorul microfonului meu, deci cred că se aude ok. Și pentru voi, din câte amintesc. Action Mirilis-ul e bun. Ăla e rău, nu? Da.
Easy, boy. Du-te, bă, de aici și lasă-mă. Dar sunt foarte mulți, asta e chestia. De-aia nu știu cum să mă ocup de ei. Uite acolo noi, uite acolo de să ajungem noi, practic. Sunt foarte mulți. Este de complicată misiunea asta. Tigru. Tigru sau mi s-a părut? Sper că mi s-a părut. Da, nu cred că era un tigru. Ferească, domnul, să dau de vreun tigru. Că mă cedărește. Bun. Hai să vedem. Ce aud? Aud pași, dar nu-mi dau seama de la ce. Uite niște băinjea de-aia răi. Nu, ăla e bun. E cu ve... Și ăsta e bun. Ah, uite să... te fac. Deci de aici se ia practic ca o misiune și îmi dă un skill point. Hai să dăm accept. Sky Hungry, River filled with rain, many Wenja drown. Ok, deci noi trebuie să mergem acum acolo. Hai să vedem. Nu putem să te ascultăm pe tine, frate, îmi pare rău, dar suntem puțin pe fugă, încercăm să salvăm tribul Wenja. De fapt, câțiva oameni din tribul Wenja. Nu știu câți. Nu, chiar oameni, sunt puțini. Bun. Deci ăsta e bun. Ăsta e bun. A, toți sunt buni, am înțeles, bun. Și tu ești bun? Bănesc. Bun, hai să vedem. Ce ai pățit? Interact? Escort the group to the final destination. Hai să mergem, deci să escortăm pe băieții ăștia într-o locație. Cel mai probabil o să ne batem cu grupul inamic, cu tribul inamic. Nu mai știu exact cum se numesc ei. Oh! Aveau ei un nume. Chirawash, Akistaș. Ok, doamne ajută, hai să vedem. Uite. Ești buni. Ce am ratat. I-am dat cap. Ah, l-am ratat pe ăla. Unde e ăla pe care i-am dat cap? Uite-l. Unde e? Bun. Headshot. Așa. Hai să luăm și noi red leaf-ul ăsta. Ok, hai să continuăm. În față. Aia nu știu la mici, nu? Mi s-a părut. Eu culeg toate chestiile pe care le găsesc în timp ce escortez pe tipii ăștia. Adică totuși e tribul meu și trebuie să am grijă de el. Unu! Mori, ăla e. Take down! Ești papa! Mamă, ce bine, mamă ce mișto este. Deci, combat-ul e foarte șmecher, adică bătaia. Ce, ăsta e, l-am murit eu. Ha. Continuăm drumul. E absolut genial jocul. Jur. Și mai ales că eu am și pe grafici foarte mari, am pe high. Cred că mă țin și pe very high dacă vreau, dar nu cred că mare diferența, adică dacă jocul mi-l seta pe high, las așa. Voi încerca o dată doar de curiozitate. Dă-i! Ăla e. Bun. Bun, ia săgețile. Că mai sunt unii. Tot am ratat, nu-i așa? Toate săgețile. Bun. Deci toate săgețile le-am ratat aproape. Bun. Eu mai am sulițe. N-am decât astea, nu? Ah, n-am sulițe. Știu că poți să ai și sulițe. Cum au ăștia. Sunt foarte mișto sulițele. Da. Eu sunt Takar. A, ce nume frumos. Ești răi sau buni? Oh, sunt buni ăștia. Trăgeau și ne ajutau și pe noi. Probabil de-aia am și reușit să facem tot atât de repede. Oricum mă bucur că facem și episoadele mai lungi. Adică știu că voi vă plângeați înainte că veți episoadele mai lungi. Păi, iată. Episoadele acestea sunt de 40 de minute. Cam așa tot. Chiar și mai lungi o să le fac pe unele 5, știi? Ok, deci am ajuns la destinație. Success! Bun, acum să vedem ce avem de făcut. Cred că nu-mi dă misiunile, cred că trebuie să le fac eu pe hartă. Find a wolf, then tame the white wolf to fight by your side. Hai să facem asta, nu?
cred că asta e următoarea misiune pe care vreau să o fac. Pentru că îmi scrie acolo că... Știți răi, nu? Da. Ar trebui să-i omor. Dacă îți răi, da, oarecum. Eu ar trebui să-i omor, dar... Câte ce mai am? 8. Eu omor instant. Că trag și bine eu. Fiți atenți, cap. Hai că îmi și recuperez săgeata după tipul ăla care... Mamă, a murit, nu? Îmi și recuperez săgeata. Nici n-a zburat tipul ăla un kilometru. Zero bugs. Ok, hai să vedem. Uite alții. Night. The night is a dark and dangerous place. Ok, deci n-avem vizibilitate, este periculos. Q open. Ah, ok. Să ne facem torța de foc. Ce chestia asta? A, zboară, na. You're out, my friend. Bun. Ah, aveam unul static. Go west to find the Winja shelter. Bun, ce-i chestia asta? Alta misiune, nu-i așa? Save captive. Some Udam want to eat fresh Winja meat. Free the captive, stay undetected. Ok. I'm down. Ăștia cred că sunt, nu? Că ăla-i rău. Easy, man. Calm the fuck down. Mama, cât a headshot-o. Acolo, acolo. Bun, deci trebuie să mă... Trebuie să mă mișcă... Tiptil. We're gonna do this stealth mode. O facem stealth mode, ok? Adică... Tiptil, cum am și zis. Ăla-i... Ăla-i de-al nostru. Ok. Ăștia-s toți? Bun, cred că ăștia-s toți. Doamne, deci am salvat pe toți. Era să nu-i salvez. Hai, scăpați. Stai că mai sunteți câțiva legați și vreau să vă eliberez. Și acolo sus era că nu mai știu. Nice. Bun, doar aici doar tipul ăsta. Sper că mi-am luat săgețile. Da, 7, mă rog, ok. Hai să ne mai abatem de la drum și să ne vedem de drumul nostru. Dacă zicea că noaptea este periculoasă, o să facem o torță de foc. A zis așa și... Aparent, nu știu ce s-a întâmplat, a dat un mic crash. Nu știu dacă jocul, cred că jocul, sau programul de filmat, că și programul de filmat nu dăduse, dar cred că, nu știu. Sper că n-a durat prea mult, sper că n-a stricat filmarea, oricum filmarea merge, n-are treabă. Bun, deci am găsit-o nouă, ceea ce e de bine, cred. No, trebuie să găsim alt drum. E destul de nașpa că nu prea vezi noaptea. Asta e chiar nașpa, jur. Ia, hai să vedem cum e pe... Dar tot îmi dă... Are lags, dă crash-uri, nu știu ce face, uite. Am intrat în ăsta și mi-a dat crash. Nu prea înțeleg chestia asta. Hai măcar să pot să ies de aici tântea fără și nevătămat. Să pot să continui misiunea. Ok, aparent nu pot. Nu pot să fac nimic, s-a blocat de tot, nu-i așa? Da. Oh my fucking god. Nici măcar... Nu știu care e butonul pentru... Stați o secundă, bum. Era un buton, dar nu pot să fac, nu mai merge chestia asta sau? Nu asta vreau, vreau butonul ăsta, ia. Ok, bun, hai să vedem. Și... Am întâmpinat niște mici probleme. E bine că le-am rezolvat fără să trească să pierd filmarea. Adică de aceea am avut acea mică chestie pe care, care nu s-a tăiat. Dar e ok, adică... Niște mici probleme întâmpinate, nu-i problemă.
Vedeți și voi am rezolvat. Și am dat și jocul pe very high. Nu știu ce e cu chestia aia. Nu e chiar un bug. Un lup. Mai bine plec, că lupii sunt periculoși. Iar noi trebuie să ne vedem de drumul nostru, să ajungem cât mai repede acolo. Da, nu știu, e urâtă faza cu creșurile, nu înțeleg de ce, nu mă întrebați, dar da. Măcar am putut rezolva. Noroc cu programul ăsta nou de filmare, că mă lasă să fac mai multe chestii. Sunt mulți rupi și nu-mi place chestia asta. Bine, ei se sperie de foc, ceea ce e ok, pentru că le fac așa, vedeți, și se vor speria și nu voi mai fi atacat. Depune-te să iau ca să urc acolo, frate. Cred că pe aici. Mi-ar plăcea să mă... Ia, pleacă-mă de aici. Așa. Bun, e destul de complicat. Mai ales noaptea, că e nașpa că nu vezi. Mamă, disciplin de lupi pe aici, jur. A, ăștia-s de aia paginici, n-am treabă cu voi, nu vă omor, nu vă fac nimica. Cred că trebuie să urc pe aici. Da, 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 ăsta-i drumul. Ăsta-i drumul ca să urc pe munte. Doar de ursul ăla să nu dau. Atâta sper. Pentru că ursul ăla poate să ne cauzeze probleme adevărate. Alt lup? A, da, ăla-i sunet de lup cu siguranță. Dar după ce vom face misiunea asta, cred că o să fie cel mai ok. Ăsta-i sunet de urs. Aia tocmai a omorât un urs. Aulă! Nu, 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 nu. Bă, ce faci? De unde trage? Ăla-i tot? I-am rezolvat? Pleacă de aici. Ei tocmai au omorât un urs așa de puternic. Sunt Wenja ăștia, nu fac Wenja. Ăștia nu mai sunt, nu mai știu ce sunt. Au omorât un fucking urs. Care eu am să-i dau skin. Pleacă. You fucking twat. Ok, hai să continuăm. Ursulică urât din partea ta. Că ai murit așa ușor. Poți să dau rest, ia. Accept. Deci pot să mă culc. Și ceea ce este foarte tare, probabil se va face dimineață. Genial. Da. Asta căutam. Căutam dimineața. Ok, deci e bine că știm acum ne putem culca dacă găsim un shelter din ăsta, un adăpost. Dacă găsim un adăpost, putem dormi foarte tare. Bun. Hai să ne vedem de drumul nostru. Alt urs? I hope God's am no. Asta e o peșteră, man. Simt că nu vreau să descoper această peșteră. Stai așa. Da, e sigur o peșteră de urs. Nu știu, așa cred eu. Ce e aici? Beastmaster, find the wolf pack leader and tame the beast to fight by your side. Good and well one. I shoved you. Tag enemies from the sky, then you can use our hunter by holding new abilities can be unlocked. Doamne ajută. Ia. Deci avem abilități pentru asta, mea. Ok, o am. Asta nu știu ce fac. Nu știu de ce m-ar ajuta. Astea ce sunt? To manually heal. Ok. While sprinting. Hai să luăm asta. Și asta ce facem? A, mai îmi dă o viață. Hai să luăm și pe asta. Hai să luăm și pe asta. Și cred că e ok. Bun, deci mai avem o viață practic în momentul ăsta. Din câte îmi amintesc, dar cum pot eu să... Ah, deci întâi trebuie să folosesc asta. Bun, prez Z. Doamne ajută.
Ia să vedem. Trebuie să găsim un loop. Hai să căutăm unul. Probabil o să avem ceva de... Ah, uite încolo. E bine că mi-arată. Cred că... Dar, ah, nu. Dar. Și cum îi omor? Nu am cum să-i omor de așa. Ok, o să-i dau Sand Beast, cred. Sau Z? Da. Deci trebuie să-i omor pe Udam Wolf Hunters. Ok, hai să vedem. Ăștia ar fi mai puternici ca el alții. Sau sunt aceiași? Cred că sunt aceiași. Deci practic Udam se cheamă tribul ăsta. Du-te bă, doamne, iartă-mă. L-am luat? Da, bun. Bun. Wow, cât am ratat. Use meat to craft bait. Ok, am craftat bait ăsta. Bun. Bun, hai să mergem încoace. Ce e asta? Ah, alți lup morți. Bloody paw marks. Ok. Deci să luăm în față, cred. Cred că trebuie să urmărim astea roșii. Roșiaticele. Vreau un lup? Bă, noi un lup trebuie să... A, uite, Bloody Pomax Marks. Deci înseamnă că noi trebuie să găsim un lup care este rănit. Din câte înțeleg eu? I-am aruncat-o de aia. Bun. Asta am văzut-o pe net. Cannot be tamed in this location. De ce? De ce? Mi-a făcut o cărniță de asta. Stați așa. Sens nu are, adică. Ia. Ok. When the animal is eating, approach it slowly. Then hold E. Ah, deci ți-am apăsat pe E. Press B. Ok. Doamnește. Uuuu, dă-i drumul de aici. Pleacă! Ia mâncare! Aici pot să te muiesc. Pot, nu-i așa? De ce? Ce locație trebuie să fie? Trebuie să mă duc aici? Come on, man! Stai că a fugit lupul de mine. Unde-i lupul? Da, unde, ce prostie! A, pe ăla trebuie eu să-l... Am înțeles, sorry. Lupule, nu fugi, stai! I can tame this beast. Mă duc. Ei, tu tame. Ha, mă reușesc? Nu era cu șanse? A, deci gata, e al meu. Deci practic avem un lup. Uite ce cuță convinte avem. Te pup. You can order your beast to attack. Ok. G to issue a command. Deci cu G facem o comandă. Putem să-i dăm de mâncare și putem să-l și reînviem. Uite, putem să-l mângâiem. Ai, ce dulce, ce dulce este acest cuțu. Foarte tare. Bun, deci avem câine, deci practic acum suntem mai puternici. Ia să vedem, deci aici avem toate. A, putem să îmblânzim foarte multe specii. Ce e tare. Ia, aici ce-o fi. Ce vreau să fac, ce-o fi aici. Ai, o mică peșteră, nu-i nimic. Nu-i nimic, wow. Știi ce alergă după mine. Ok, light the bonfire to claim it for the Wenja. Trebuie să-i omor pe unii.
Ăla. Te-ai dus. Hai să vedem. Easy, man. L-am accelerit, ești nebun. Mamă, cât de tare e cu lupul. Altă viață. Acum pur și simplu suntem mai puternici. Press button to open beast menu. Ok, from this menu you can select a beast. Deci putem să chemăm bestii de pe B. Some beast master skills will allow you to tame new beasts. Ok, deci practic îmi trebuie skill-ul. De aici umblu la skill. Deci avem now tameable. Doors. Ah, deci nu poți să tameezi prea multe chestii. Trebuie să construiesc Tensai Hut pentru a putea tamei și alte nebunii. Deci trebuie să construiesc un hut. Tensai Hut. Beastmaster completed. Păi acum că avem best tips, e mult mai ok și mult mai easy pentru noi. Hai să vedem cine-i Tensai asta și cum pot eu să-i construiesc ceva. Este Saila. Ăsta e Tensai. Bun, păi hai să dăm fast travel la village, yes. Ok, altă viață. Păi nu se compară cu când eram singur. Acum fac și eu, am fac treabă. Tensai the Shaman has joined your village. Foarte tare asta. Cu omul meu Tensai Shamanu. When you claim a bonfire or enemy outpost, asta ne interesează. Bun. Doamne ajută, deci putem să mergem la multe locuri. Acum să mergem la Tensai Shamanu. Pentru că lui trebuie să-i construim o chestie pentru a putea temui și jaguar și alte, nu mai știu ce scria pe acolo. Ia. Toc. But missing something. Ce lipsește, dragul meu? Scârbos. Să-i fac lui casa asta, lipsește. Ok. Build your village. Your village is a safe haven for Wenja. Upgrade the huts to unlock skills. Find hot resources across the land. Press H to browse the villages. Okay. Îmi trebuie reeds și wolf skin pentru a-i face casa lui ăsta. Ok. Deci reeds și wolf skin. Hai să mergem și la tipa asta, să vedem și ea ce ne spune. Pentru că și cu ea am început totuși acest sat. Că am început satul împreună, nu? Adică practic și ea e un mini boss. Agua ti pacharș. Am înțeles. Și casa ta vrea reeds și deer skin. Hai să culegem aceste reeds, doamnelor și domnilor. Pur și simplu nu știu de unde le poți găsi, asta e problema. Dar le găsim noi, cred. Din câte văd. Ok. Uite reeds. Și niște animale. Ce-mi trebuia deer skin? Nu mai știu, ba piciorul. Wow, no, fuge mult doar repede. N-am șanse. Bun, deci avem un riz deja. Și avem și animalul cu noi. Îl putem trimite pe el la vânătoare. Ceea ce ar părea mai logic pentru că e mai rapid. O prinzi? Ia uite mă și pun apă. Hai să vedem. A prins-o, nu? Wow, dar e prea rapid ăsta. Hai mă că-l iei. Hai mă că-l iei. Hai mă că poți. L-a luat. Atât. Bravo. Băieți, aici vânător. N-are sens să-i dau heal, adică cine te-a rănit ăsta? Deer, cred că ăsta, da. Deer skin, cred că de asta aveam nevoie. Hai să vedem, uite riți. Bun, deci practic acum mai trebuie să omorâm un lup. Lup mi-arăta animalele pe hartă și cred că după alea ne vom ghida și noi. Hai să vedem map-ul. Orice vreau să... Iară... Map. What the fuck? Yes, deci e incredibilă chestia asta. Ah, ok. Doamnește.
Lupii tocmai pe acolo. Destul de departe dacă stau să mă gândesc. Bine, mai merg și pe aici. Pot să dau fast travel dacă vreau. La vreun campfire de ăsta. Deci încă sunt waypoint-uri. Ia, la unde ăsta pot? Nu pot încă. Hai să mergem acolo. Să mergem să cucerim, nu? Păi practic trebuie să mergem să cucerim acum bonfire-ul ăla pentru a ne putea da fast travel acolo și de acolo să mergem să ucidem alte animale, pentru că totuși suntem vânători. Eu și cu lupul meu cel alb de nădejde. Ce chestia aia că era? Sunt mistreți. Hai să vorbim. Tocmai am ratat o săgeată. Mi-am luat-o? Da. Go, go, go! Du-te, mă! Ăla e. Bun. Ai murit și mistrețul? Foarte bine. Ia să vedem. Avem aici... Foarte bine. Avem multă, multă carne aici. Aici 8 cărni. Atât. Trebuie să ne vedem de drumul nostru deocamdată. Da, avem 8 cărni, ceea ce... Cred că ajută, fiindcă cu carnea îți faci viața, nu? Hai să luăm și niște relief de ăsta. Și niște lemn de ăsta. Pack is already full of these items. Die in hell, bitch. Mai e ceva mai sus acolo, am văzut, nu? Ăștia sunt useless, nu vreau să ne batem cu ei. Ia. Bonfires are large beacons, mark your territory claimed, get rid of nearby enemies and light the bonfires to claim... claim bonfires unlock fast travel. Deci, practic, trebuie să ne batem, mă. Uite niște lupi. Nu știu dacă pe aia pot să-i... Da, pot, dar oricum lupul meu e cel mai șmecher. Unde sunt ei? What the fuck, ăta monstru? Îl alergă ăștia. Ok, n-avem noi treabă cu asta. Eu am lupul meu. Și practic au ăștia vreun foc, ceva pe aici. Ignite club. Ia. Deci trebuie să dau foc la asta eu. Gata. Exact ca în Assassin's Creed. Deci auditorii de Firenze. Population increased. Foarte bine. Deci acum putem să ne dăm fast travel aici, ceea ce este foarte tare. I got it, it's simple. Doamne ajută. Bun, hai să vedem. Avem și un punct nou de skill pe care nu cred că se merită să-l folosim încă. În schimb, se merită să găsim lupii. Asta e că ăla era lup. Stai să-i omorâm. Stai, că erau pe aici, what the fuck. Unde-s mă lupie? Uite-l. Te-ai dus. Nu, l-am măcelărit? Da, mă, l-am măcelărit. La mustață, dar l-am măcelărit. Hai să luăm pielea, ca asta ne interesează. Ia-și mănâncă, ia-și mănâncă, ia-și mănâncă, fă-te bine. Ia-o tipă aia. Ăla-i tati. Easy boy. Ne mai trebuie un lup. Pentru că știu că ne trebuia două piele de lupi. De lupi, două piele de lup. Două bucăți de piele. Și... Uite-l, l-am luat. Treci, treci încă, nu fugi. Mamă, dar unde se duce lupul ăsta? Mamă, l-am măcelărit direct. Easy. Asta de-o văd așa, cred că e o pasăre. Da, asta e. Ia, oare o nimeresc?
Ce credeți? Ba, piciorul. Hai să mergem spre casă. Bun. Acum ne ducem acasă. Și putem practic să-i construim hatul lui șamanului, ceea ce ne va ajuta foarte mult, pentru că putem să putem să temuim și alte animale, să îmblânzim alte animale precum jaguarul sau alte orătăni, ceea ce o să ne ajute foarte mult pe viitor. Pentru că vă dați seama, aș vrea să îmblânzesc cam toate animalele. Bun, upgrade. Gata, prima casă din Wenja. Interesant. Uite ce fericit sunt. Ți-a făcut casă, Takar. Mulțumesc. Bun, și acum aici, dacă vrem să-i facem upgrade, Rare Lion Skin, pleacă de aici. Bun. Acum, următorul upgrade la animale. Aveam now tameable leopards, jaguars, rare black jaguars, cave lions and rare black lions. Learn this. Asta vreau. Să putem și ataca. Iau și pe asta. Tare. Am făcut niște upgrade-uri șmechere. Bun, acum practic putem să facem mai multe temuiri. Hai să vedem și acolo. Dar nu mai am reeds acum, dacă mai vreau să-i fac și casa tipei. Îmi treia mai mult reeds. Și duc lipsă de reeds. Ați văzut și voi. Unde mi-e reeds-ul? Nu mai reeds pe aici deloc? Ai mâncat-o. Hai mă, că ai măcelărit-o, gata. Easy. Vrei un heal? Ia și hrănește-te, că am nevoie de tine în continuare. Lupul meu feroce. Un lup feroce a fost gata să mă mănânce. Uite reeds. Te-ai dus? Când se duce în viteză, îmi place că le prinde instant. Bun, luăm reeds-ul. Hai să mă duc repede, că aș vrea totuși să... să-i dau skin goat-ului. De fapt, nu cred că mai am nevoie. E ok, zic eu. Acolo, alea sunt reeds cumva? Nu cred, nu sunt reeds, nu-i așa? Ba da, uite, uite. E ok. Le-am ginit. Astea zici că-s de pescuit. Or fi de pescuit? Ce credeți? Or fi plase puse de oenja de cred că-s da, sunt plase puse de oenja de pescuit. Ah, da, sunt făcute de oameni. Tare. Bun, luăm reeds. M-am căcat pe mine, am văzut ceva. E ceva rău aici. Ceva cu roșu, hai să vedem ce. Or fi de răi sau or fi animale? A, niște coios de mici. Coioții mici sunt la început aici lângă satul nostru, ceea ce este super ok. Nu știu oricum cum facem cu ei. Hai să vedem. Deci s-a făcut noapte, putem să construim și casa ei. Putem, zi-mi, te rog că putem. Slate, mai trebuie un slate. Oh my fucking gosh. The one who talks. Mult zic de mine, sunt șmecher, știu. Trebuie să găsim slate, frate. Găsim, nu-i problema. Cred că e cam ultimul lucru de care mai am. Da, de fapt, sigur ultimul lucru. Ăla e? Ce credeți? Ce e asta? Yo boy. Mamă, unde ce-am găsit? Uite la slate. Au plecat, lasă-i. Reeds, foarte mult reeds chiar. Hai să luăm pe tot. Destul de multe chestii pe aici, ceea ce e ok, pentru că știți voi că ne ajută foarte mult. Bun, și cred că mai au doar ce mai era pe aici, pe undeva, nu mai știu exact.
Asta e lupul meu care face așa, frate, și mă sperie. Dar după aia când mă gândesc că e al meu, îmi trece, nu mai, îmi trece frica. Ok, și Slate. Hai să-i facem casa domnișoarei ca să... să fie bine, ca să nu fie rău. Bună. Mi-mi place când sare. Animația când sare e genială. Bun. Deer skin. Încă un deer ne mai trebuie. Man. Fuck you. Bun, cred că încheiem episodul aici pentru că sunt destul de obosit. Mulțumesc mult de atenție acordată. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un pumn butonului de like. Eu am fost Alex, iar noi ne vom revedea la data viitoare. Pa, pa.